Astăzi, când suntem în căutarea unui smartphone, cu toții atragem atenția la brand. Să fie ceva de la HTC, de la Sony, de la Apple, Samsung și așa mai departe. Dar uităm că există și alți producători care fac și ei telefoane de top, cu specificații bune, ecrane mari, un preț mult mai rezonabil și o baterie mult mai puternică. De aceea am decis să vă prezint astăzi modelul de la Lenovo S860. Un smartphone care m-a impresionat prin calitate, dar și prin bateria sa. Ca design, S860 a întrecut așteptările mele. Pe spate este în întregime acoperit de o carcasă dintr-un aluminiu texturat, asemeni lui HTC One M. Numai că fără linii de prisos, doar logo-ul de la Lenovo și atât. Designerii au lucrat foarte atent. Butoanele nu se clatină, iar de departe avem un look într-adevăr solid. Chiar dacă are un display de tocmai 5,3 inch, S860 se ține comod în mână și nu presupune mișcări în plus pentru a opera cu smartphone-ul. O problemă ar fi poate grosimea de 10,3 mm, care pentru unii ar părea mult prea masiv. Însă, acest sacrificiu a fost făcut pentru baterie. În general, am rămas mulțumit și de colțurile tabletului și de butoanele capacitive care nu iau spațiu din display. Cu referire la acesta, aici avem unul cu rezoluție 720p, cam descurajant pentru o diagonală de 5,3 inch. Însă, având în vedere că e un ecran IPS, balanța de culori este foarte plăcută și reală, fără usturături de ochi la o singură privire spre ecran. În fine, trecem la cartea de vizită de la Lenovo. Modelul S860 are o baterie care le taie din avânt tuturor smartphone-urilor populare de pe piață. 4000 de mAh care sunt capabili să țină telefonul 43 de ore în regim de convorbire și 40 de zile în regim standby. E clar că aceste rezultate nu pot fi demonstrate cu exactitate, dar cert este că bateria va rezista mai mult decât v-ați așteptat vreodată de la un smartphone. Desigur că există și baterii mai mari, ca spre exemplu la Philips W6610, la care am făcut un review deja. Îl puteți accesa chiar acum de pe ecran. Acesta are 5300 mAh, în schimb e un pic mai greu, mai gros și pe alocuri producătorii au tăiat din specificații și calitatea display-ului. La Lenovo, aceste lucruri au rămas intacte. Foarte impresionat am rămas de sistemul de operare. De obicei, producătorii mai puțin cunoscuți de publicul larg nu prea se laudă cu update-uri rapide la cele mai recente versiuni de Android. Am rămas foarte surprins când am văzut că S860 mă roagă să fac update la Android KitKat 4.4.2. Deci, să fim serioși, de astfel de privilegii nu se pot bucura chiar și mulți posesori de Samsung ori Sony, nu mai vorbim de producători mai puțin cunoscuți. Pe lângă faptul că au adus update-ul repede, Lenovo au mai făcut modificări la interfața lor. Aceasta în continuare seamănă mai mult cu iOS, doar pagini cu iconițe și atât. La capitolul customizare, utilizatorul are o libertate deplină. Poate schimba iconițe, butoane de apelare, centru de notificare, chiar și animația de pornire a telefonului. Pe alocuri, sistemul a devenit mai blurat, animații mai plăcute, însă pe lângă toate acestea mai există o mulțime de chestii care lipsesc la multe smartphone-uri de azi. În setări găsim un meniu aparte pentru funcțiile unice. Spre exemplu, smartphone-ul poate fi blocat scuturându-l sau apăsând oricare buton și poate fi deblocat printr-un swipe cu ecranul închis. La fel se poate conecta la un anumit Wi-Fi în cazul în care vă aflați într-o anumită zonă. O funcție unică pe care nu am mai văzut-o în alte smartphone-uri este tutorial. Aceasta explică mură în gură totul. Ce înseamnă fiecare buton, cum să faci un backup la date, cum să activezi regimul de conservare a energiei, cum să îți transformi smartphone-ul într-un modem 3G, toate aceste chestii par elementare, însă pentru cineva care abia face cunoștință cu un smartphone, cred că este un element extrem de util. Pus în funcțiune de un quad-core MediaTek tactat la 1,3 GHz împreună cu 2 GB de RAM, noul model de la Lenovo se ridică la nivelul flagmanurilor Sony, HTC, Samsung fără să ezite. Nu are probleme nici cu cele mai noi jocuri și nici cu rapiditatea navigării. De obicei, procesoarele MediaTek tind să-și căpăteze. În cazul dat, de fiecare dată, totul a mers ca pe unt. Pe lângă asta avem suport pentru două cartele SIM, însă lipsește slotul pentru microSD. Totuși în cutie avem un cablu OTG, la care dacă este nevoie putem conecta chiar și hard discuri externe. La
capitolul cameră, din păcate S860 un pic șchiopătează. Rezultate decente pot fi obținute la o iluminare bună. De obicei, pozele ies mult prea zgomotase și neclare pentru o cameră de 8 megapixeli. Cea frontală de 1.5 se descurcă mai bine. Aplicația camera însă și la fel nu prea m-a impresionat, cam sărăcuță și un pic incomodă. O chestie care a ieșit în evidență este și sunetul. Pentru un simplu difuzor, el se aude tare, chiar foarte tare. Însă, tare nu este neapărat calitativ. Unica problemă este la frecvențele joase, care sunt redate mai slab. În schimb, dacă aveți nevoie de bas, telefonul vibrează atât de tare încât îl auziți, serios. Nu știu care era intenția celor de la Lenovo să introducă un vibrator așa puternic. În concluzie, Lenovo S860 mi-a creat impresii bune. Desigur că Lenovo mai are de lucrat la detalii ce țin de sistem, de cameră și altele, însă, dacă e să vorbim la general, smartphone-ul impresionează. O carcasă în întregime din aluminiu, asamblată cu grijă, fără scârțieturi și alte senzații neplăcute, specificații care mișcă telefonul fără nicio problemă, chiar și în cele mai puternice jocuri. La minusuri pot fi menționate camera cam slabă, mici detalii ce țin de sistem și display-ul care, din păcate, nu e Full HD. Toate acestea sunt însă compensate de o baterie imensă și un preț care nu orice producător îl poate oferi. Cam asta ar trebui să știți despre noul Lenovo S860. Eu vă aștept părerile în comentarii, like-urile pe Facebook și la video, iar dacă încă nu ați făcut-o, apăsați butonul subscribe. Cu voi a fost Vicu, o vară frumoasă! Vigo, Vigo, Vigo. Vigo, Vigo, Vigo. Domnișoară, Vigo, Vigo, Vigo. Toți fug mai din noi. Spare, nou telefon. Foarte, foarte urât. Hai să căutăm altă lume.